A expirat și a doua licitație pentru închirierea spațiilor comerciale de la aeroport. Înțelegem că este o singură companie, compania controversată la Gardier. Dar să ne spuneți dumneavoastră de ce atâta gălăgie în jurul spațiilor comerciale, pentru că până la urmă acolo nu se vând rachete și drone, acolo se vând o apă, un ceai, o cafea. De ce este atât de mare miza? În primul rând, țara asta funcționează, ar trebui să funcționeze conform legilor, legislației. Este lege clară care descrie procedura de, în cazul de față, de a da în locațiunea acestor spații. Nimic din această lege, și mă refer la legea cu privire la întreprinderile de stat, nu se respectă. Nimic. Iată, noi am făcut un denunț la Procuratura Anticorupție în care am indicat clar. S-a încălcat asta, s-a încălcat asta, s-a încălcat asta. Deci, articol cu articol. Dumneavoastră, facem abstracție că se vinde apă sau whisky sau altceva. Așa. Dumneavoastră considerați normal ca tot procesul respectiv să se desfășoare în afara legii care, zicem, stipulează această procedură? Înțeleg, dumneavoastră considerați normal ca spânul și restul ăsta de la APPS, cine mai este acolo, să poarte discuții directe cu un concurent? Eu nu consider normal. Iarăși, facem abstracție de rezultate, că și aici avem ce discuta. Deci este o înțelegere între guvernare, între niște indivizi din guvernare, de a-i oferi acestei companii spațiile respective. Asta nu este corect. Iarăși, facem abstracții de cifre. Acum când îi aud pe ăștia, o să mă abțin, care vin și spun că toată gâlceava, animozitatea în jurul acestei licitații este din cauza că ei nu vor ca șor să fie scos de acolo, eu vreau să întreb oamenii ce îi încurcă pe ăștia de la guvern să scoată pe șor acolo. Ca să-l scoți pe șor de acolo, trebuie să ai altul care vine în loc? Unde e scris asta? Păi dar cine gestionează spațiile? Încă o dată. Cineva trebuie să vină. Să păi bine, ai lege și trebuie să îndeplinești prevederile legii în privința licitației. Eu vreau să-l scot pe șor, care trebuia scos încă anul trecut de acolo. Așa. Și pentru asta încalc legea. Pentru că următorul guvern o să verifice și procuratura verifică legitimitatea sau legalitatea, mă iertați, a desfășurării procedurii. Ce să facă următorul guvern? Pe ăștia tot așa să-i măture. De ce să nu faci corect procedura acum? De ce să nu faci? Cu atât mai mult că această companie, din câte știm, nu este cea mai curată și strălucită, cu istorie penibile în România, aici e înregistrată într-un cămin, nu știu pe unde. Deci despre asta este vorba, am nu despre altceva. Mă întrebam dacă nu ar fi fost mai simplu să existe discuții directe și să nu există toată această licitație, pentru că vedem că de fiecare dată când statul organizează vreo licitație, niciodată nu se termină cu bine. Păi bine, noi n-am văzut încă niciun concurs, nici o licitație organizată de această guvernare, așa, cap. Coadă cum se cade, nici la procurorul general, nici la alte funcții și nici atât în privința concesionării sau transmiterii în locațiune. Asta e o boală cronică la ei, din simplu motiv că ei viciază de la bun început procedurile. Nu ai dreptul să promovezi interesele unei companii sau alta. Nu ai drept. Dar dumneavoastră ați menționat că ar fi o înțelegere, iată, între reprezentanții ai guvernării și compania la Gardier. Ca ce? Ca guvernarea să primească o parte din bani? Sau care ar fi miza? Nu eu am declarat, au declarat reprezentanții companiei. Doamna Sandu ne-a sedus. Ceea ce înseamnă i-a dus. Eu cred în declarația președintelui când a spus că a făcut un apel... Faceți bine, dar eu nu cred. A făcut un apel către toți investitorii. Da. Spânul s-a întâlnit și cu alți investitori sau doar cu ăștia. Mai departe, dumneavoastră nu vă provoacă suspiciuni faptul că asemenea active foarte atrăgătoare și care generează profituri semnificative, deja la a doua licitație participă doar o companie. Că prima a fost a doua, deci a venit cu 5 minute înainte Liubridge, așa ca să nu. Nu vă provoacă întrebări asta? Oare caietul ăsta de sarcini nu este elaborat astfel încât doar ăștia se duc să vină aici? Deci astea sunt lucruri elementare.